Cartea lui Enoch, capitolul 54 Atunci am văzut o altă parte a pământului spre care m-am întors și am zrit o vale adâncă plină de foc. În această vale erau conduși regii și stăpânii. Acolo ochii mei au văzut unelte de cazne și lanțuri dintr-un fier lipsit de greutate. Atunci l-am întrebat pe Îngerul Păcii care era cu mine și am spus lui pentru cine sunt păstrate aceste lanțuri și toate aceste unelte de, sch de schingiuire? El mi-a răspuns, toate aceste cazne sunt pregătite pentru armata lui Azaziel. Acesta este locul în care oștenii săi nelegiuiți vor fi aruncați pe pietre ascuțite așa vrutelul oștirilor. Cât privește pe Mihail Gabriel Rafael Fanuel, ei vor fi recunoscuți în acea zi și ei vor primi însărcinarea de a arunca în cuptorul dogoritor îngerii răzvrătiți. Astfel va fi răzbunat Elohim, în acest fel vor fi pedepsite păcatele lor, că cei s-au făcut uneltele și servitorii lui Satan. Ei au fost ademenitorii celor care au locuit pe pământ. În acea zi Elohim va da semnalul caznelor Cămările apelor care sunt pe cer se vor deschide ca și izvoarele care sunt sub cer și sub pământ. Toate apele, atât cele de sus cât și cele de jos, se vor amesteca. Apa de jos va împlini rolul bărbatului. Apa de jos cea a femeii. Toți aceia care locuiesc pe pământ, toți aceia care locuiesc sub hotarele cerului, toți, spun eu, vor fi nimiciți. Ei vor înțelege primărimea pedepsei, mărimea nelegiuirii lor și ei vor pieri. Capitolul 55 și apoi cel, veșnic în, cel vechi în zile s-a căit și a spus fără rost faptul că am distrus pe toți locuitorii pământului și el a făcut legământ pe marele, pe marele său nume zicând Eu nu vă mă voi mai purta niciodată așa cu locuitorii pământului, ci eu voi așeza un semn pe cer și el va fi o mărturie între ei și mine pentru veșnicie, pentru toate timpurile cât va mai dura cerul și pământul. Mai mult, iată ce am hotărât. Dacă îi voi mai prinde, păcătuind, îi voi trimite pe îngeri ca pe niște unelte ale răzbunării în ziua de durere și de tulburare și mânia mea va apăsa greu asupra lor, a spus Elohim. O regi, o puternice a acestei lumi, voi veți vedea pe alesul meu, așeza pe tronul slavei mele, el îi va judeca pe Azaziel, pe toți spărtașii și toată ceata lui în numele Eloahului Duhurilor. Capitolul 56. Acolo am văzut cetele îngerilor în mijlocul caznelor închiși în capcane de fier și de bronz. Atunci am întrebat pe îngerul păcii care era cu mine către cine merg toți acești prizonieri. el mi-a răspuns către aleșilor și copiilor prea iubiți pentru ca ei să fie cu toții aruncați în adâncurile văii. Și această vale va fi plină de aleșilor și de iubiților, ale căror zile s-au terminat fără îndoială, dar ale căror zile de ispășire nu vor avea niciodată sfârșit. Atunci, prinții ne vor aduna și vor, și vor unelti împreună principii de la răsării dintre pați și mezi își vor alunga regii stăpâniți de gânduri tulburi și de greșeli. Ei vor răsturna de pe tronurile lor sărind caleii din bârlogurile lor și ca lupii înfometați în mijlocul turmei. Ei se vor împusti și vor călca sub picioarele lor pământul aleșilor lor. Pământul aleșilor se va întinde în fața lor. Cuibul calea și orașul înțeleptului meu va opri ca ei lor. Ei se vor ridica pentru a se nimici unul pe celălalt. Dreapta lor va căpăta putere și niciun om nu va mai cunoaște pe fratele său, pe prietenul său, nici pe tatăl său, nici pe mama sa, până când numărul morților va fi împlinit prin moartea lor și pedeapsa lor. Și așa se va face dreptate. În acele zile șeolul își va deschide gura sa mistuitoare și va înghiți păcătoșii care vor dispărea astfel din țara celor aleși. Capitolul 57 după aceea am văzut o altă mulțime de care de luptă și aceste care erau pline de război a în bătaia vânturilor. Ei veneau dinspre răsărit, apus și mează zi, se auzea de departe zgomotul carelor lor învolburate și acest zgomot era atât de mare încât sfinții l-au auzit din cer. Coloanele și temeliile pământului s-au zguduit și zgomotul a răsunat în același timp din marginele pământului și până la cele ale cerurilor. Atunci tot s-au închinat și l-au slăvit pe Elohim. Așa se sfârșește cea de-a doua parabolă. Capitolul 58 Atunci am început să făuresc a treia parabolă despre cei drepți și cei aleși. Fiți binecuvântați cei drepți și cei aleși, că și destinul vostru este glorios. Drepții vor sta în lumina soarelui, iar cei drepți în lumina vieții veșnice, a acelei vieți în care zilele nu cunosc cădere, zilele sfinților nu vor putea fi numărate. Ei au cercetat lumina, ei au găsit dreptatea eloahului duhurilor, pacea să fie de cea sfinților prin eloahul lumii. Din acel moment se va spune că drepții caută în cer dreptății, precum și partea de moștenire care le-a fost promisă prin credință, că cei s-au ridicat precum soarele peste pământ și întunericul a dispărut. Acolo va fi lumina cea fără de sfârșit și zile fără de număr. Întunericul se va risipi și lumina va spori în fața lui Elohim. Lumina dreptății va străluci peste ei ca o slavă fără de asemănare. Capitolul 59 în acele zile, ochii mei au luat seama la tainele fulgerelor și ale tunetelor și la rostul lor. Ele strălucesc când pentru a binecuvânta, când pentru a bestrăma urmând voința lui Elohim. Am reușit să înțeleg de asemenea și taina tunetelor când tună în cer și răsună pe pământ. Am mai văzut locuințele de pe pământ. În ceea ce privește tunetele, chiar dacă uneori bubuie pentru a anunța pacea și pentru a binecuvânta, el bubuie adesea și pentru a anunța nenorocirea, urmând voința lui Elohim. După aceea, am înțeles toate tainele trăznetelor și ale fulgerelor, și unul și celălalt anunță lumii binecuvântarea și rodnicia. Capitolul 60. În ziua cea de-a 14-a lunii a șaptea a celui de-al 500-lea an al vieții lui Enoch am primit descoperirea acestei parabole. Cerul cerului a fost guduit și stăpânicii prea în în alți, precum și miliarde de miliarde de îngeri, se aflau într-o stare de mare tulburare. Și privind l-am văzut pe cel vechi în zilea așeza pe tronul său de slavă și înconjurat de îngeri și de sfinți. Am fost cuprins atunci de o mare teamă și ca lovit de neputință picioarele mi s-au înmuiat și am căzut cu fața la pământ. Atunci îngerul Mihaienul dintre sfinții îngeri a fost trimis pentru a mă ridica și când m-am ridicat din nou în picioare, mi-am recăpătat simțurile pe care le pierdusem, Ne neputând suporta această descoperire mult prea măreață pentru nevrednicia mea, precum nici toată această frământare și tresărire a cerului. Atunci Sfântul Mihail mi-a zis, de ce te tulburi de această descoperire? Până într-o această zi a fost timpul îndurării sale și el a fost milostiv și rădăptor cu toți locuitorii pământului. Dar când vor veni și ziua și puterile, pedeapsa și judecata pe care Elohim a pregătit-o pentru toți cei care se înclină în fața dreptei judecăți, ca și pentru aceia care tăgăduiesc dreapta judecată, dar și pentru aceia care iau în deșert numele Lui. Acea zi va fi pentru cei aleși o zi de unire, iar pentru păcătoși o zi de pedeapsă. În acea zi vor fi făcuse iasă pentru a se hrăni cu cei răi, doi monștri răi, unul bărbătesc și unul femeiesc. Cel femeiesc se numește Leviatan și locuiește în măruntaiele mării la izvoarele apelor. Cel bărbătesc se numește Behemot, el se învârte într-un deșert invizibil. Numele lui era Dentagin la răsării de grădina unde vor locui aleșii și drepții și unde a fost așezat strămoșul meu al șaptelea după Adam, primul om creat de Elohim. Atunci l-am întrebat pe celălalt înger care mi-a arătat puterea acestor monștri, cum au fost ei separați chiar în aceeași zi și pentru a nu fi aruncați unul în fundul mării, iar celălalt în adâncul unui deșert. Iar el mi-a răspuns, o fiu al oamenilor, tu vrei să știi chiar toate tainele cele ascunse. Și îngerul părcii care era cu mine mi-a răspuns, acești doi monștri sunt creaturi ale puterii divine, ei vor devora pe aceea care vor fi o sândis prin răzbunarea lui Elohim. Atunci copiii vor cădea cu mamele lor, fiii cu tații lor. Și ei vor primi pedeapsa pe care o merită și astfel dreptatea lui Elohim va fi împlinită, dar după această judecată va veni clipa îndurării și a unei mari răbdări. Atunci celălalt înger care era cu mine mi-a vorbit. Și mi-a arătat primele și ultimele taine ale cerului și ale pământului. De margini, pe marginele cerului și temelile sale în locașurile vânturilor. El mi-a arătat cum suflurile lor sunt împărțite și cumpănite și cuvânturile și izvoarele sunt împărțite după tăria și abundența lor. El m-a făcut să vă strălucirea luminii lunii, că aceasta este o putere a dreptății, felul în care stelele se împart între ele și ce nume este propriu fiecăreia dintre ele. El mi-a arătat cum să recunosc tunetele după fel prin greutatea lor, prin tăria lor și prin puterea lor. Am cunoscut felul în care aceste bice cerești ascultă de voința divină. Am aflat că lumina nu se poate separa de trăznet și că deși și unul și celălalt au fost uniți prin duhuri diferite, ei nu pot fi despărțiți. Deoarece când trăznetul străbate norii, tunetul bubuie, dar duhurile lor se opresc la momentul potrivit și restabilesc echilibrul perfect, iar tezaurele lor sunt la fel de numeroase ca firele de nisip. Și unul și altul se liniștesc atunci când trebuie și după împrejurări și adună forța sau și o deslânție. În același fel, duhul mării este și el puternic și tare, cu același prisos de putere, cu care își retrage apele în sine însă și ea se aruncă apoi înainte și se năpuse. Apoi, asupra munților. Duhul Chiciurei este îngerul său. Duhul este de asemenea un înger bun, la fel ca și cel al zăpezii, din cauza forței sale. Și se află în primul rând un alt duh care le face să se ridice ca un fum, iar numele lui este prospețime. Duhul norilor nu locuiește la oaltă cu cele despre care am vorbit, ci are o locuință numai a sa. Mersul său se petrece în măreție. Capitolul 61. Pe lumină sau întuneric, iarna sau vara, locul în care el se așează, este întotdeauna strălucitor, iar îngerul său este întotdeauna luminos. Duhul picăturilor de rouă își face locuința sa chiar pe marginele cerului. Așezarea sa este învecinată cu cea a ploii. Puterea sa se arată atât în timpul iernii cât și în timpul verii. Cât privește norii, iată originea lor. Este creat mai întâi un nor gros, lui se alătură mulți alții, Curând ei se adună purtând ploaia în flancurile lor umede, atunci apare îngerul, el deschide cămările de sus și ploaia este astfel creată. Același lucru se întâmplă când ploaia se revarsă pe suprafața pământului, când ea se va uni cu toate apele care curg la sânul său după ce au fost fecundate, căci apele sunt hrana pământului, acestea fiind voința tot puternicului. Iată de ce există măsuri ale ploii și îngerii care o însoțesc o răspândesc cu măsura dreaptă. Am văzut toate aceste minunății, tot așa ca și grădina celor drepți. În acele zile am văzut îngeri care țineau funii lungi și care, purtați de aripile lor ușoare, zburau către mează noapte. Și l-am întrebat pe înger de ce aveau în mâine aceste funii lungi și de ce zburau. El mi-a răspuns, ei se duc să măsoare. Îngerul care era cu mine mi-a mai spus, acestea sunt măsurile dreptilor, ei vor pune funiile dreptăților dreptilor pentru ca ei să se sprijine pe numele lui Elohim pentru totdeauna. Ale și vor începe să locuiască cu alesul. Iată măsurile care vor fi date credinței și care vor adeveri cuvintele dreptății. Aceste măsuri vor fi toate secretele din adâncurile pământului și toți cei care au pierit în deșert, cei care au fost devorați de pești mărilor sau de fiarele sălbatice, vor reveni plini de speranță în ziua celui ales, căci nimeni nu va pieri în fața lui Elohim, nimeni nu poate pieri. Și toți cei care erau în cer au primit cinste și bucurie, măreție și strălucire. Ei vor lăuda prin vocea lor pe alesul lui Elohim și îl vor prea slăvi și lăuda cu înțelepciune și vor vădi înțelepciunea lor în vorbe și în duhul vieții. Atunci Elohim va așeza pe alesul său în tronul slavei sale pentru ca el să judece toate lucrările sfinților din înaltul lor și să pună faptele lor în talgerul dreptății și el își va ridica fața pentru a înțelege drumurile tainice pe care ei le-au urmat încrezători în numele lui Elohim ca și înaintarea lor pe căile dreptății. Și toți își vor uni vocile, îl vor binecuvânta, îl vor prea slăvi și vor prea mări numele lui Yahua și el va chema la tronul său de judecată pe toți puternicii văzduhului, pe toți heruvimii, serafimii și ofamnimii, pe toți îngerii puterii, pe toți îngerii domnilor, adică îngerii alesului și acelor ras puternici care în prima zi pluteau pe deasupra apelor. Cu o voce unanimă, ei vor prea vor lăuda, vor prea mări aceste duhuri credincioase, aceste duhuri ale iertării, aceste duhuri ale iertării și păcii, aceste duhuri ale bunăvoinței. Toți vor striga la urată. Binecuvântat să fie el. Numele lui Elohim, fie binecuvântat. Toți aceia care nu au adormit, îl vor lăuda în ceruri. Toți îl vor lăuda, sfinții din cerale și care trăiesc în rai și toate duhurile luminii în stare să binecuvânteze, să laude și să preaslăvească, să cinstească numele lui Cel Sfânt. Tot ce e, e carne și tot ce e putere va lăuda și va cinsti numele său în veacul veacurilor. Cășmila lui Ahua este mare, mare este răbdarea sa și el a arătat lucrurile sale, puterea sa și tot ce este el, sfinților și aleșilor în numele lui Elohim. Capitolul 62 Iahu a poruncit regilor, prinților, puternicilor și tuturor celor care locuiesc pe pământ și le-a spus Deschideți ochii, ridicați frunțile voastre către cer și încercați să-l înțelegeți pe fiul omului Și Elohim s-a așezat pe tronul slavei sale Și Duhul dreptății stă răspândit în jurul lui Vorbele din gura sa vor nimici pe toți păcătoșii și pe toți nelegiuiții, nici unul dintre ei nu va mai trăi în fața lui. În acea zi, regii, principii, cei puternici și cei care stăpânesc pământul se vor ridica, vor vedea și vor înțelege. Ei îl vor vedea așeza pe tronul slavei sale, ca și pe sfinții din fața lui care vor fi judecați după dreptatea sa și nimic din ce se va uh, spune în fața lui nu va fi zadarnic. Atunci îi va cuprinde tulburarea. Ei vor fi asemenea unei femei cuprinse de durerile facerii, ale cărei munci sunt chinuitoare, a cărei eliberare este grea. Ei se vor uita unii la alții și în uimirea lor își va coborâ fața lor. Și ei vor fi zguduiți de groasă când vor vedea fiul unei femei așezat pe tronul slavei sale. Atunci regii, principii și toți stăpânitorii pământului vor sărbători pe acela care îi conduce pe toți, pe acela care era ascuns, căci de la începuturi fiul omului a fost ascuns, prea înaltul l-a păstrat în apropierea slavei sale și nu l-a arătat decât aleșilor săi. Acesta este cel care i-a adunat pe sfinți și pe cei aleși și toți aleșii vor fi de asemenea în fața lui în acea zi. Toți regii, principii, cei puternici și acei care conduc pe pământ, se vor așeza cu fețele la pământ în fața lui și îl vor adora. Ei își vor pune speranța lor în Fiul Omului și vor adresa rugăciunile lor și vor invoca milostivirea sa. Atunci Elohim se va grăbi să îi gonească din fața ochilor săi, fețele lor se vor umple atunci de mirare și se vor acoperi de o apăsare întunecată. Apoi îngerii pedepselor divine îi vor apuca și răzbunarea lui Elohim se va lăsa asupra celora care i-au prigonit pe copii și pe sfinți. Pilda înfricoșătoare pentru sfinți și pentru cei aleși care se vor bucura de această dreptate fără margini, căci mânia lui Ahua va stărui asupra lor.